să facă recepția acestui portal. Au fost luate fiecare, a fost analizată fiecare prevedere din caietul de sarcini. Am urmărit modul în care implementatorul a dus la îndeplinire prevederile din caietul de sarcini. Pe mine personal și membrii comisiei ne-au interesat care este plus valoarea pe care implementatorul a adus-o la tehnologia pe care noi am achiziționat. Rezultatul o să-l vedeți în continuare. Împreună cu colegul, cu domnul Dragoș, o să vă prezentăm în premieră rezultatul muncii noastre, și anume portalul E-România, portalul democrației participative. Nu vreau să dau o explicație acum de ce are acest slogan, portalul democrației participative. Vă rog pe dumneavoastră în final să considerați dacă am avut sau nu dreptate de a adopta această deviză. Portalul România este structurat, are această arhitectură, acest design, este structurat pe principalele domenii socioeconomice, și anume administrație, comunitate, economie, educație, cultură, sănătate și protecție, turism și timp liber. În principal, în aceste domenii sunt prezentate informații cu privire la localitățile din România. Toate informațiile, conform prevederilor contractuale, sunt asumate de firma implementatoare. În toate paginile care o să vedeți, sursa este OmniLogic sau surse deschise. După data lansării oficiale, pe măsură în care instituțiile publice se vor înrola, vor solicita să utilizeze acest portal, tot conținutul va fi opera respectivelor instituții. Marea problemă pe care am descoperit-o în vară a fost faptul că el prezenta, acest portal, era structurat doar spre partea de comunicare către cetățean. Informații despre localități pentru cetățeni. Ne-am pus problema, citind foarte clar caietul de sarcini, care este plus valoarea, care sunt funcționalitățile pe care tehnologia o poate acorda. Doresc să menționez un fapt pe care este și menționat în materialul prezentat, faptul că acest portal are în spate un mare motor de dezvoltare, un motor performant, cu ajutorul căruia se pot dezvolta orice fel de funcționalitate care se poate transforma într-un serviciu electronic. În urma muncii noastre și a implementatorului, am prezentat o serie de funcționalități pe care portalul le va pune la dispoziția cetățenilor și autorităților publice centrale și locale. În afară de partea de informare, în care este prezentat materialul pe care îl aveți și dumneavoastră în mapele de prezentare, deci cu privire la proiectul România, toate funcționalitățile pe care acesta le pune la dispoziția cetățenilor, au fost realizate suplimentar de către implementator, de suplimentar față de contract, anumite interfețe de aplicații care, după lansare, împreună cu instituțiile publice, se vor conecta către bazele de date pentru a deveni servicii electronice. O altă funcționalitate destinată cetățenilor este pentru prima dată prezentarea stadiului de implementare a proiectelor, indiferent de sursa de finanțare. Ceea ce vedeți este rezultatul platformei de management de proiect pe care platforma E-România o pune la dispoziția instituțiilor publice în mod gratuit. Cetățenii neenrolați vor vedea informații cu privire la la denumirea proiectelor, data de început, bugetul planificat și ceea ce este cel mai important, starea actuală a proiectului, stadiul de implementare. De asemenea, justificarea stadiului de implementare, în cazul în care proiectele sunt întârziate, fazele de implementare sunt întârziate, aici apare în culoare roșie și fundamentarea întârzierii.